Sute de balene pilot eșuate pe o plajă izolată din Noua Zeelandă au murit, iar zeci de persoane au depus eforturi enorme pentru a salva cetaceele ajunse în apele de adâncimi mici pe plajă, relatează Reuters. La primele ore, odată cu fluxul, prima încercare de reîntoarcere a balenelor supraviețuitoare în larg a fost încununată de succes, iar salvatorii au format un lanț uman pentru a împiedica vietățile să eșueze din nou. Exista însă în continuare pericolul ca să revină la mal în cursul nopții, când nu se putea interveni pentru salvarea lor, deoarece oamenii nu se află în siguranță în apropierea balenelor pe întuneric. Primăria din Paris intenționează să construiască un perete de sticlă antiglonț cu o înălțime de 2,5 metri în jurul turnului Eiffel. Proiectul se înscrie în cadrul unui plan complex ce prevede alocarea sumei de circa 300 de milioane de euro pentru consolidarea securității monumentului. Pereții antiglonț va înlocui barierele considerate inestetice care au fost instalate cu ocazia campionatului de fotbal Euro 2016, scrie France 24. Într-un comunicat se arată că momentan propunerea este în fază de cerere de oferte, iar proiectul ales va trebui apoi aprobat de Ministerul Mediului și de Comisia de Situri. Joana Palani, o tânără de 23 de ani care s-a implicat activ în războiul contra statului islamic, a fost declarată responsabilă de moartea a cel puțin 100 de militanți ISIS, iar pe capul ei s-a pus o recompensă de $1 milion. Joana e de origine curdă, a fost implicată în operațiuni de eliberare de ostatici și sclavi sexuali ținuți în captivitate și a învățat să folosească armele încă de la 9 ani. Însă, acum militanții ISIS i-au aflat identitatea. Am fost dispusă să renunț la viață și la libertatea mea pentru a opri avansarea statului islamic, astfel încât toată lumea din Europa să fie în siguranță. Dar eu am fost văzută ca o teroristă în propria mea țară, a declarat dezamăgită tânăra studentă.